Noi am vorbit vreodată de filme de acțiune. Asta e tot ce știi tu de asta, da? Film de acțiune, film coreean. Nu mi-a plăcut filmul atât de mult cât scenele de acțiune. Are așa niște scene de acțiune, anume pentru el, eu pot să-l recomand oricui care iubește filmele de acțiune. Acest film vine cu ceva nou, niște expresii noi cinematografice, de care filmele de acțiune azi au nevoie. La ce mă refer eu? Sau nu, hai mai întâi un pic despre istorie. Este vorba despre o fată care de mic a fost crescută, educată pentru a ucide. O ucigașă foarte rece, care ucide la comandă. Ea așa a fost crescută de mică. Și la un moment dat, matură fiind, CIA îi propune să lucreze pentru ei timp de 10 ani, după care ea capătă libertatea, să-și trăiască viața mai departe în liniște, nimeni nu s-o mai deranjează. Dar o persoană cu așa un trecut, care așa a fost educată, așa a fost crescut, viața simplă cam nu-i pentru ea. Pe scurt, cam despre asta e vorba. Acum vreau să vorbesc mai mult la nivel de limbaj cinematografic și am văzut eu nou în acest film. Cum este povestit el, cum sunt arătate scenele de acțiune. Pe mine mă puneau, băi, cum e făcut, cum naiba au făcut asta. Da, acolo așa, au făcut, acolo așa, au lichit, acolo așa, au gândit. Dar este o scenă care eu pur și simplu am zis că, băi, nu știu. Filmul începe cu o scenă destul de lungă, de vreo 10 minute, filmată point of view. Point of view e atunci când camera de filmat e de parcă sunt ochii tăi. Point of view în cinematografie există de mult, dar să folosești acest racursiv în a povesti o istorie și să ții camera doar ca ce și vede personaj, mai rar întâlnești. Este un film rusesc, se numește Hardcore. Deci Ilya Naishuller a filmat un film de lung metraj, doar point of view. Un film foarte action, acțiune, dinamic. Tot filmul să-l filmez din perspectiva personajului central. Este foarte și foarte complicat. Wow! Hai, în trecut poate tehnic nu era real, dar acum când există tot felul de camere, action camere, care așa se numesc, da? Pentru că ele sunt mici, poți să le lichești în frunte, poți să... Tehnic este posibil și Ilya Naishuller a făcut un film de genul ăsta. Deși îți zic de hardcore, pentru că filmul ăsta corean începe 10 minute point of view action. Nu tot filmul este filmat în stilistica asta. Sunt scene de acțiune unde sunt filmate point of view, sunt scene de acțiune unde sunt filmate în stil mai clasic, sunt momente în film care curg mai lent și din acțiune se transformă în dramă. Adică folosești mai multe metode de expresie, le combină. Și mie de fapt asta mi-a plăcut, pentru că atunci când pui accent doar pe acțiune, parcă mai ai nevoie și de un respiro, de a povesti istoria, de a arăta personajul, dar nu poți să-l arăți doar din acțiune. Dar cum este această primă scenă filmată, calitatea ei este mult superior, părerea mea, față de ce și-a făcut Ilya Naishuller în Hardcore. Din punct de vedere calitate, complexitate, de fapt, care e partea cea mai complicată atunci când tu filmezi point of view? Tu nu poți să filmezi cadre care să le montezi. Asta e un cadru lung și operatorul, practic, devine actor. Înțelegi? Pe lângă faptul că el ține cont de imagine, el încă și e actorul care joacă acum. Dar cum n-ai da, sunt scene foarte complexe, care uimesc pur și simplu cum au fost gândite și cum asta e posibil încă și în acțiune și încă și point of view. Asta e și eu am în vedere ceva nou în filmul dat, în film de acțiune. Acel moment când tu te uiți și nu-ți poți lua ochii, da? Pentru că atât de spectaculos și atât de dinamic, colorat, tot arată. Eu cred că dacă tu ai să-l privești, cu siguranță să-ți dai seama că n-ai mai văzut așa ceva.